A fost alertă în această dimineață la mănăstirea Sihăstria Putnei. Flăcările au cuprins acoperișul uneia dintre anexele lăcașului de cult. Pompierii au intervenit cu opt autospeciale și s-au luptat să stingă focul. Un incendiu violent a izbucnit în această dimineață la o construcție anexă din complexul Mănăstirea Sihăstria Putnei din județul Suceava. A fost nevoie de opt autospeciale pentru a stinge văpaia. La intervenție au participat pompierii militari și civili. În plus, a mai fost chemată și o ambulanță smurd pentru eventuale îngrijiri medicale. Din fericire, nu au fost anunțate victime. Pompierii au intervenit pentru a localiza și stinge flăcările care s-au manifestat la nivelul acoperișului cu degajări mari de fum. De altfel, norii de fum au făcut ca ca intervenția ISU să fie una anevoioasă. Construcția anexă are o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, dar clădirea nu era destinată cazării, astfel că nu a fost nevoie de evacuarea persoanelor.